Noi, Clubul Sportiv Orășenesc, prin primăria Ovidiu, cu sprijinul domnului primar George Scupra, încurajăm sportul de masă, sportul de performanță din Ovidiu. Copiii sunt chemați să vină să facă sport, iar secția noastră de haltere este precum un făt frumos, ce a crescut în ultimul timp foarte mult și, spre bucuria noastră, ne aduce și foarte multe rezultate. Suntem fericiți, avem copii deosebiți, copii talentați, copii cu potențial, copii selecționați la lotul național, care ne fac mândri de ei, au performanțe deosebite și sunt în vizorul antrenorilor pentru lotul național. Am găsit deschidere din partea administrației locale și a domnului primar, s-a înființat secția. În primul an au apărut rezultate pe plan județean, după care și pe plan internațional au fost bune și foarte bune, anul ăsta culminând cu doborârea 3 recorduri naționale printr-un sportiv Tucă Ionuț. Copiii au fost crescuți de mici cu ținte, ei știu ce să urmărească, fiecare au, ca să zic așa, un scop pe categorii de vârstă. Aveam două echipe, una mai mare, 13-15 ani, una mai mică de junior, 3, între 9 și 12 ani. Colaborează foarte bine între ei, v-am spus, se respectă, este armonie și atunci dacă vom continua așa, eu zic că este din ce în ce mai bine. Îmi doresc foarte mult să ajung la europene, să iau medalii la europene. Acum la competiție am bătut 3 recorduri naționale și am ieșit campion. Ce vârstă? De la 8 ani. De la vârsta de 8 ani am intrat în sală. Prima oară am venit și am stat în tribune, mi-a plăcut, și a doua zi am venit la antrenament. Ai încercat și alt sport? De ce sportul ăsta? Mi-a plăcut foarte mult și m-a atras. De mic mi-a plăcut sportul acesta. După competiția la care ai participat, cum te simți acum? Un om puternic, să zic, și îmi doresc tot timpul să câștig și să am rezultate foarte bune. Este destul de greu într-o competiție să te aduni și să faci rezultate bune. Mi-am îndeplinit visul. De mic îmi doresc să ies campion și să iau medaliile de aur, să fiu cel mai bun din România.